Bună ziua, vă spunem iată astăzi la deschiderea EXPOFASHION ROMAN, un eveniment care a devenit tradiție, am putea spune, și în cadrul sărbătorilor municipiului Roman, Camera de Comerț și Industrie Neamț, prin domnul președinte Apope, iată că a coordonat acest eveniment, care, așa cum spuneam, a devenit deja tradiție și credem că va fi și anul acesta un succes. Loc în care romașcanii pot găsi o gamă diversificată de produse și iată că venim în proximitatea lor pentru a putea beneficia de oferte atractive și de ce nu să iasă în acest moment din casă. Tocmai ne-am mai relaxat, să zicem așa, începând cu data de 15 și putem să ieșim în acest moment să vizităm EXPOFASHION. Îi aștept pe toți romașcanii să treacă pragul acestei expoziții. Aveți de gând, vis-a-vis de relaxarea de care ați vorbit, o colaborare mai strânsă în acest vară, toamnă, cu Camera de Comerț? Sigur mai aduceți că da. Noi am avut deja un calendar pe care l-am discutat la începutul anului. Au fost trecute mai multe activități, dar care, din păcate, au fost anulate. Împreună vom găsi soluții și le vom reprograma, că, așa cum știți, și expoziții auto și expoziții de genul acesta sunt apreciate de romașcani, au adresabilitate destul de mare și datoria noastră este să aducem, așa cum am zis, alături de oameni astfel de prezentări și de oportunități. Cum se vede municipiul Roman în viziunea Camerei de Comerț, ca agenți economici, ca putere economică? Da, spun și eu bună ziua și bine v-am regăsit. Pentru noi, Romanul este o destinație importantă pentru evenimentele pe care le organizează Camera de Comerț. Așa cum a spus și domnul primar, am convenit de la începutul anului la un program de evenimente. Ne bucurăm de un sprijin deosebit din partea administrației din Roman. Domnul primar întotdeauna și până acum, după cum știți, noi la Roman am organizat foarte ușor evenimentele și ne dorim ca pe viitor Romanul să devină o destinație predilectă pentru tot ce înseamnă evenimentele a Camerei de Comerț. Așa cum a anticipat și domnul primar, va urma și târgul auto, va urma și sper să reușim să facem târgul de carte. Este un eveniment la care noi ținem foarte mult, investim în el, dar care aduce un plus de valoare evenimentelor pe care noi le organizăm. Romanul este un oraș care se dezvoltă, adică se simte dezvoltarea orașului, este un oraș care arată frumos. Romașcanii sunt oameni care sunt deschiși la astfel de evenimente, participă și producătorii care vin la acest tip de târguri sunt mulțumiți de relația între ei și romașcani. Noi credem că acest târg este benefic și pentru imaginea administrației romașcane, este benefic pentru producătorii din județul Neamț și nu numai din județul Neamț, și din zonă. Și mai ales credem că va fi benefic pentru romașcani care vor găsi aici produse diverse pentru ceea ce le trebuie în casele lor. În câteva cuvinte, o scurtă prezentare, câți agenți economici, ce specific de vânzări? Sunt aproximativ 60 de agenți economici, de la tot ce înseamnă îmbrăcăminte, încălțăminte, blănuri, haine și alte regiunile de unde... din Bistrița, Suceava, Covasna, sunt din grupa noastră de agenți economici care participă de obicei la târgul. Avem și din Roman, dar... Bineînțeles, mai ales. Sigur, și da. Noi credem că vom reuși să facem și în anul acesta evenimente care vor fi primite bine de romașcani. Le doresc o vizionare plăcută, cumpărături pe măsura dorințelor lor și sănătate multă tuturor!